Guvernului. Am solicitat prezența la reuniunea birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a susține propunerea de calendar pe care am formulat-o către birourile permanente reunite, o propunere de calendar care este cât se poate de regulamentară și care respectă cutumele create în ultimii 30 de ani privitor la procedurile de învestire a guvernelor. Am prezentat argumentele care susțin această propunere, care o cunoașteți, este aceea ca marți să aibă loc audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și miercuri votul în plen. Bazându-mă pe cutume, vă vom transmite istoria învestirii guvernelor. Procedura de învestire a guvernului Victor Ciorbea a început pe 9 decembrie, pe 11 decembrie a avut loc votul în plen. Procedura de învestire a guvernului Radu Vasile, pe 14 aprilie a început procedura, pe data de 15 aprilie a avut loc votul în plen. Învestirea guvernului Muguri Sărescu, pe 20 decembrie a fost transmisă scrisoarea cu lista guvernului și programul de guvernare. Audierile miniștrilor au avut loc pe 20 și pe 21, iar votul în plen în 21 decembrie. Am să vă citesc nu toate procedurile de învestire, dar am să vă citesc învestirea ultimelor trei guverne, de după 2016. Învestirea guvernului Sorin Grindeanu, pe data de 3 ianuarie 2017, a fost primită de Parlament scrisoarea candidatului de semnat, însoțită de program și lista guvernului. Pe data de 4 ianuarie 2017 au avut loc audierile și votul în plen. Repet, 3 ianuarie transmiterea listei, pe 4 ianuarie audieri și vot în plen. Guvernul Tudose, pe 28 iunie 2017 a fost primită scrisoarea care a cuprins programul și lista guvernului. Audierea miniștrilor și votul în plen au avut loc pe 29 iunie 2017. În ceea ce privește învestirea guvernului Dăncilă, guvernul demis prin moțiunea de cenzură, pe data de 26 ianuarie 2018, era vineri, a fost trimisă lista și programul. Audierile miniștrilor și votul în plen au avut loc pe data de 29 ianuarie, prima zi lucrătoare. Care a fost reacția? Cum va vota, de exemplu, prorogarea? De asemenea, permiteți-mi să vă prezint și o serie de măsuri urgente care pot să provoace consecințe extrem de negative în societatea și economia românească în cazul în care nu sunt luate, iar ele nu pot fi luate decât de către un guvern legitim, învestit de Parlament și care are deplină capacitate de exercitare a prerogativelor guvernamentale, nu guvernul demis, care practic nu mai are altceva de făcut decât gestiunea afacerilor curente. Sunt urgențe majore care reclamă învestirea guvernului într-un timp cât mai rapid. Rectificarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Cu câteva obiective foarte simple. Asigurarea resurselor financiare necesare pentru instituțiile publice și pentru autoritățile locale, pentru că există foarte multe localități și există de asemenea instituții publice, inclusiv guvernamentale, care nu au cuprins suficienți bani în ultima rectificare bugetară pentru a încheia anul. La ora actuală sunt întârzieri la plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități, la plata salariilor asistenților personal ai persoanelor cu dizabilități, în foarte multe localități. Nu există resurse financiare suficiente pentru a încheia anul pentru foarte multe localități care nu mai pot să plătească încălzirea în școli, care nu mai pot să plătească iluminatul public, care nu mai au bani să plătească inclusiv salariile angajaților din primărie. Uitați-vă că doamna Dăncilă din Fondul de Rezervă al Guvernului a găsit bani să-i dea Gabrielei Firea, primarul general al Bucureștiului, în schimb nu a avut resursele financiare, bunăvoința de fapt de a utiliza resursele financiare aflate la dispoziția premierului pentru situații mult mai grave decât situația Bucureștiului. Știm foarte bine că Bucureștiul este cel mai bogat oraș al țării și culmea este ca banii pe care ai la dispoziția guvernului să-i folosești pentru a repara toate cheltuielile nesăbuite făcute de primarul general al capitalei.
elaborarea proiectului legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Gândiți-vă că în conformitate cu legea, termenul la care guvernul este obligat să prezinte proiectul de buget în Parlament este 15 noiembrie. 15 noiembrie, vă repet termenul. Sigur că guvernele PSD au nesocotit legea, pentru că respectarea legii pentru PSD este așa facultativă, nici de cum o obligație, așa cum este pentru noi ca și guvern. Nominalizarea candidatului pentru funcția de comisar european din partea României. Organizarea examenului de rezidențiat, abrogarea recursului compensatoriu și consolidarea serviciului de probațiune care se poate să monitorizeze ceea ce fac în societate condamnații eliberați, cei aproape 20.000 de condamnați eliberați înainte de termen. Pregătirea României pentru iarnă, atât în ceea ce privește energia, stocurile de energie, v-am dat un singur exemplu. Curtea de Apel București a anulat autorizația de mediu a carierei de la Roșiuța, care furnizează cărbune energetic pentru complexul energetic Oltenia, care furnizează 21% din energie electrică la nivelul întregii României. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă nu se pot asigura resursele de cărbune pentru funcționarea pe perioada iernii a centralelor din combinatul energetic Oltenia. Inclusiv sunt situații de deblocări, sunt județe unde vor rămâne poliția fără inspector șef a inspectoratelor de poliție județene, cum e cazul Mehedinți, cum e cazul Botoșan, sunt o mulțime de alte cazuri similare. Inițierea procedurilor pentru desemnarea conducătorilor parchetelor. Gândiți-vă, ne aflăm într-o situație în care niciun parchet nu are în fruntea sa oameni care să fie investiți prin respectarea procedurilor legale și care să poată să asigure buna funcționare a acestor instituții fundamentale pentru România. Evident, am trecut și de secretizarea dosarului 10 august, pentru că în ceea ce ne privește, pentru noi reprezintă o prioritate. Asta mai puțin pentru ei. De asemenea, modificarea ordonanței de urgență 114. De asemenea, este obligatorie investirea guvernului pentru a asigura prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii care prevede pensionarea anticipată a magistraților. Gândiți-vă că există peste 2700 de magistrați care, în cazul neprorogării, pot să iasă la pensie, iar acești magistrați, absența acestor magistrați, practic va arunca în aer întregul sistem de justiție, va permite reluarea de la început a tuturor proceselor, va lăsa o mulțime de dosare fără titular, care trebuie redate către alți titulari și care trebuie să ia practic toate procedurile de la început. De asemenea, sunt măsuri privitor la asigurarea realizării investițiilor pe care ne-am angajat să le facem în perspectiva găzduirii campionatului european de fotbal din 2020 și care bat pasul pe loc. Există de asemenea situații grave care nu pot fi rezolvate decât de către un guvern, a unor companii, cum este compania CFR Marfă, compania Tarom și nu numai. Ludovic Orban, așadar, doamnelor și domnilor, se justifică acum cu luarea din obraj, supărat premierul desemnat, pentru că propunerea sa de calendar pentru investirea guvernului a fost respinsă în birourile permanente. Diana Lazăr, în direct cu noi, pentru a ne explica. Diana, cum s-a petrecut? Îmi spune că 13 la 13. Ce s-a întâmplat astfel încât Ludovic Orban, supărat, a și ieșit din sală, n-a așteptat să vadă votul pentru alte variante, înțeleg? Da, Oana a plecat imediat după ce a făcut propunerea sa de calendar. Mai apoi aceasta a fost supusă votului, astfel că au fost 13 voturi împotriva propunerii de calendar făcută de premierul desemnat, 11 pentru și o abținere. A lipsit însă unul dintre reprezentanții UDMR, Tanțoș Barna, astfel că, iată, a picat această propunere a liberalilor, a premierului desemnat. Într-adevăr, ar fi contat foarte mult probabil și prezența reprezentantului UDMR în această ședință, pentru că acea abținere, înțeleg pe surse din ședință care este în continuare în desfășurare, ar fi venit din partea lui Daniel Constantin, cel care ar putea să încline balanța în favoarea uneia sau alteia dintre tabere. Așadar, în clipa de față vorbim despre o propunere a premierului Ludovic Orban respinsă. Acum se discută propunerea celor din Pro-România care vor vot în plen joi pe 31. Rămâne să vedem care va fi votul pe această propunere și
iată, tocmai primesc acum o informație că audierile vor fi marți și joi. O să revin cu această informație. Încă se votează în ședința de birouri permanente reunite și fiecare dintre liderii grupurilor fac noi propuneri. Înțelegem că Raluca Turcan face o altă propunere acum de calendar care să le fie convenabilă liberalilor. Certitudinea în acest moment este că prima opțiune a lui Ludovic Orban a fost respinsă. Dar e interesant ce ne spui, respectiv faptul că reprezentantul pro-România este cel care propune ziua de joi în condițiile în care tocmai discutam, Diana, că joi ar fi ziua în care să fie șanse mari, mai mari, să pice guvernul Orban prin faptul că cei de la UDMR au un eveniment important și sunt toate șansele să lipsească de la vot. Să fie o înțelegere tacită între pro-România și PSD sau cei de la pro-România sunt pe cont propriu în această schemă? Mai degrabă este prima variantă, Oana, adică aceea unei înțelegeri tacite între cele două formațiuni politice. Cel mai probabil au avut o discuție înainte de această ședință Victor Ponta și Marcel Ciolacu, așa cum se întâmplă de altfel în fiecare zi de luni înaintea ședințelor de birou permanent. Și probabil că acolo au stabilit că fiecare formațiune politică va face o propunere, dar iată, niciuna dintre variante nu este pe placul liberalilor. Oricum știm că cei din Pro-România au anunțat clar că nu vor vota acest guvern, ba în plus ei ar fi vrut chiar să boicoteze ședința de astăzi, să nu vină deloc. S-au răzgândit, dar s-au abținut la vot și au venit și cu acea propunere despre care vorbeam puțin.